Pe televiziunea Exclusiv TV veți putea urmări în continuare ședința Consiliului Local din Comuna Căiuți, județul Bacău. Vă mulțumim pentru vizionare! Deci 13 absenți, deci lipsește absența motivă Marea Viitor. Domnul primar, prezint în ordinea de zi. După cum ați fost informați, în ordinea de zi avem 6 proiecte de hotărâre, 2 suplimentări și 1 minus. Deci se supune la vot ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? Deci cine este împotrivă? Deci, împotrivă... Dar zi? Da, mai votat odată, domnul Ian, împotrivă. Da. Ordinea de zi. Ia, asta, trebuie să-ți interesează cu stolul, știți? Ce să știu? Dacă nu votat ordinea de zi, nu știu, mi se pare că... Dacă nu se va aprobă, doar dacă nu se aprobă ordinea zi. Da. Păi normal, o să ați înșelit. Dacă nu se aprobă, da. În general, atât a preocupă. Acum câțiva ani. Dar eu nu sunt niciun loc, nu concurez cu nimeni. Păi nu, nu, dar de ce? Că dumneavoastră nu ați îndemnizat. Dar nu mă interesează indemnizația. Da? Nu. Da, e prezent. Nu se acordă indemnizația în situația care nu se poate să mă gândeze zi. Nu mă refeream la indemnizație. Deci, haideți să nu mă gândeze. Mă refeream la dreptul de vot. Dacă nu e de acord cu ce se votează... Păi sunt împotrivă. Pentru... Deci pentru sunt 12. Doamna, în condiția în care dumneavoastră întrebați cine e pentru, cine se abține, cine e împotrivă, există posibilitatea ca unul dintre voi sau toți sau câți mai cât vor să fie ori pentru, ori împotrivă. Păi dar dacă noi votăm, nu înseamnă că nu se votează ordinea de zi cu vorul, nu se poate ține ședința. Și atunci nu se ia. Acum este vorul. Deci pentru 12 împotrivă 1. Da? Mă scuzați, am făcut discuții de aia. Mă gândeam că este logic. Dacă nu ești de acord cu ordine de zi, ce mai caut sau ordine de zi? Să fie împotrivă, domnule. Sau logic? Eu poate, eu poate. Eu poate. Și eu mai Însușirea suprafeței măsurate a unui imobil aflat în intradramul domeniului public al Comunei Căiești, județul Bacău. Dacă s-a dorit cineva să ia cuvântul referitor la acest proiect, ordinea de zi. Înțeleg că nu sunt înscris la cuvânt, supun la spre aprobare proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, împotrivă, s-a ținut cineva? Domnul Orteanu. Deci, cu 12 voturi pentru, s-a adoptat 54. Deci, la următorul proiect de ordine de zi. Următorul proiect de ordine de zi, numărul 59 din 2023, privind atestarea apartenenței unui imobil la domeniul privat al Comunei Căiuți, județul Bacău. Dacă se înscrie la cuvânt. Înțeles cum s-a scris. Nimeni spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, pentru 12 și împotrivă... Cine este pentru? Nu am un pic. Trebuie să mă greșesc. Împotrivă domnul Orteanu. Abținere 0. Deci s-a adoptat cu 12 voturi pentru, s-a trecut proiectul 59. Proiectul numărul 3 de ordinea de zi, numărul 60 din 2023, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici
și a devizului general, faza proiectului pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local în comuna Căiești, județul Bacău, respectiv amenajarea intersecției dintre drumul vicinal Rateș și DN11A. Dacă sunt înscris la cuvânt. Încât, pentru că nu sunt înscris la cuvânt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru 12, nu? Împotrivă 1, domnul Marteanu. Deci s-a adoptat cu 12 voturi, pentru s-a aprobat. Da, da, da. Proiectul numărul 4 pe ordinea de zi, numărul 61 din 2023, privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a Comunei Căiești, județul Bacău, asupra unor bunuri imobile. Se scrie cineva la cuvânt? O întrebare, ce explicare pe bunul imobilului ăsta? Ăla cu... Aveți să niște străzi în anexă? Străzi. Da, da, deci sunt străzi. Vă dați cu dată în anexă. Străzi, da. Au fost măsurate și să conform prevederi judecătorii trebuie scris în domeniul. Am înțeles. Vrea cineva să mai ia cuvântul? Nu. Să pun la vot. Cine este pentru? 12. Împotrivă? 1. Cu 12 s-a aprobat. Trece la următorul proiect, numărul 5. Proiectul de hotărâre numărul 62 din 2023, privind însușirea suprafeței măsurate unui imobil aflat în intravilan în domeniul public al Comunei Căiești, județul Bacău. Nu-i străzi, este de la bazinul... Împotrivă? Abține? 12 s-a aprobat. Proiect numărul 6 pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre numărul 63 pe 2023, privind aprobarea tarifului de facturare al SCE EcoSud, ESA, pentru preluarea deșeurilor reciclabile, în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile, în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni. Sunt înscris la cuvânt? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă, domnul Marian. Abține? Păi, înseamnă 11. 11. Abținere. 1, domnul Marcuț. Ce, nu vrei să dăm mai? Nu, trecem pe acele două proiecte, suplimentare pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 64 pe 2023, privind aprobarea încheierii unui contract de permanență, respectiv intervenție imediată, pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarilor de urs brun și a unui contract de prestări serviciu cu un medic veterinar pe liberă practică. A fost un bine mulți în primul rând, v-ați spus discuția mea. Și cu ursul ăsta, cu ursul ăsta, vă va fi ca și mine. După evenimentele care au fost petrecut prin țară, prin județ, au intervenit ăștia de la DSV și cu jandari. Asta a fost cu ei. Și avem obligația să facem un contract cu o firmă autorizată de vânătoare, gen o asociație asta, ADVSUS, Diana, Ford, ăștia care sunt autorizați, ca în caz de intrarea unui urs în domeniul, în intravilan, în fugă, în speciale. Nu neapărat din Băsătăi, și în zona de intravilan, să anunțăm, să vină, să știi de gravitate, să le elimini sau să, după ordine, aprobări, sau să... Reluați. Dacă e trecut, deci e direct. Dacă e intravilan. Dacă e intravilan, dai deci e direct și poți să-l puști. Să facă o comisie, să facă o comisie, trebuie făcut o comisie. Da, tarifele sunt aprobate prin ordinul ministrului. Și se deportează, dacă ați citit în referat, contravaloarea tarifelor se deportează de la Ministerul Mediului. Comuna Căiești va face depune documentație pentru rambursare. Am la cartea de mediu și de la veterinar. Am înțeles.
Mai sunt discuții în marge acestui proiect? Să pun la vădere că doar la Ministerul Mediului, da, care ne încăpățăm noi, ăia sunt veniți așa din neam, din univers. Parcă nu s-a adunat să tare toți la Dumnezeu și la toată din mâine, tot de la poporul ăsta. Noi ne sunt bani de la Dumnezeu. Iar nu știu că cu comisiile astea, că face comisia să facă vaca, oaia omului sau chiar. Bine, gata, am înțeles. Vă rog. Nu care e treaba asta, că tot din obicei. Am înțeles. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Un vot? Abținere? Cu 12? Cu 12 s-a aprobat. Da, 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 a fost 11. Da, da, da. Și ultimul proiect pe ordinea de zi, suplimentar la ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 65/2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, respectiv acordurilor de cadru, pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul Comunei Căiți pentru perioada 2023-2026. Dacă doriți cineva să-i apunem. Județean a cerut pe această solicitare, vor să înceapă procedura de achiziție pentru cornul și laptele. În 2021-2023 a fost aprobat HCL, tot pentru neasumarea, adică noi mandatăm Consiliul Județean să achiziționeze pentru cornul mai sunt comuni bogate care fac din și contracte și plătesc. Noi nu ne asumăm contractul ăsta să-l faci. Să-l faci din organizarea la nivel județean. Da, da, și de la tarifele care îi negociază. Bun. Mai dorești cineva să mai ai vot? Nu. Să o punem la vot. Cine este pentru? Deci, împotrivă? Deci, împotrivă, domnul Marcau. Abținere? Cu 12 s-a fost aprobat. Și ultimul punct de ordine de zi, divers. Vă rog frumos dacă sunt în scrie la cuvânt. Domnul Mărcuț. Mai dorește altcineva? Bun, s-a scris la cuvânt deocamdată domnul consilier Mărcuț. Vă rog frumos să aduc cuvântul. Domnul Mărcuț, vă rog frumos. Da, vă rog frumos că să poți consemnezi. Da. Domnul primar, am mai avut discuții, vă mai aduc la cunoștințele. Parapeții ăștia pe care ești, de la intersecție, de la Bietul, Căiuți până la Praga. S-a mai vorbit despre... Haideți să încercăm să-i rezolvăm, să-i... La intersecția de la? Nu, la Bule. La intersecție. Da, din curs. Da, da, da. Inclus până în Prada, da. Să încercăm să-i recuperăm, să-i îndreptăm, să... Dar nu-i cum o județeană? Ba da, da. Bun, hai treabă. Poți să-i insiști. Să-i insiști. Dar e bine ușor așa să treci când ai treabă. Hai de unde am amintești. Haideți mai departe. Tot se plânge lumea pe... din cauza vitezei, pe tot unde avem stradă. Pe Praga, Căiuți, Hieltiu, Brânceni, Începere. Să luăm un calcul niște de nivelări de astea, dar măcar la 1000 de metri, să-l facem câte una. Și când? Când? Limitatoare de viteză. Niște obstacole. Da, niște obstacole de viteză, adică sunt cauciuc. Da, doar să toate. Dar nu era asfaltul, betonul ăsta. Domnul primar, domnul vice, ați promis la preotul de la Hildiu că asigurați un sistem video pentru ăștia și biserica Hildiu. Da, am promis. Am avut o întâlnire cu preotul și așa vă zic că i-ați promis, sau nu i-ați fost. Și ați promis că... De la discuții la comitii, când spune, ai promis deja... Domnul primar, așa mi-a zis preotul, că eu așa mi-a zis dumneavoastră. Dumneavoastră acum nu mă e treaba. Eu vă spun că știu ce vorbesc. Nu am promis nimic, dar încercăm să facem. Dar nu asta am promis ca să mă oblig. Da. Așa mi-a zis. Nu așa v-a transmis. Trebuie să luăm discuția cu părintele la Hildiu, că de la ceilalți preoți avem niște dosare depuse și pentru sistem sonorizare și video la Vidar, pentru acoperiș la Căiuți, pentru reparații la Pralea, la Biserica Catolică, ce o ars
Sunt documentații de pus în fiecare, ca să putem scrie așa. Așteptăm de sată și de la reușit. Și am mai vorbit cu anii anterior de camere videopisate. Nu s-a mai dezvoltat nimic în ideea asta. Tot dau bani la lucruri acolo. Da, am mai vorbit despre parcul ăsta. Am făcut vreun demers în sensul ăsta. Putem să-l luăm, putem. Avem hotărâre de Consiliul Local, după care luăm de la Consiliul. Avem hotărâre de Consiliul Local, după care luăm de la Consiliul. Deci se lucrează. Foarte bine. Îl schimb. Dăm cu Marcel de Lăbinești. Nu, nu v-ați spus la lucru. Da, vă rog. La trecerea din nivel care era și din Căriusul de Gheltiu și invers, au crescut vegetații. Ar trebui să intervine CFR-ul, odată la solicitarea dumneavoastră. Nu poți mai asigur la trei. CFR-ul a ajuns cu intervenția până prin dreptul Rugina, cred a trecut de care era. Curăță peste tot. Deci o să ajungă. Da. Și, și ultima, vegetație pe sate. A început să se împleurească de pe stânga, pe dreapta. Nu mai ai vizibilitate, trebuie să depășești axul. Dar cred că pe toate satele vorbim asta. Mulțumesc. Bun. Are cuvântul domnul consilier Duran. Domnul Miti, ce faceți? Nu era dreptul. Ce vreau să vă zic? Am trecut zilele trecute pe la Vinceni. Primite cine și vreți la 416 să dea vreme de 5 grade. Da, care da, 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 au crescut. Și la școală, că nu da, școală, făcut. Le-am pierdut. E păcat. La asta e? Nu tot da. Da, n-am făcut mai la asta. Să spun un domn Mărcuț, din tot ce ai spus, mic în interesul cetățeanului. Așa îi spune. Dacă ai mai așteptați, e capul lui. Mie e răspuns mai mult. Când ai răspuns, gata. Avem un iau. Nu, stați mai mult la consilier. Dintre consilier, mai vrei și cineva? Nu, atunci domnul Mărcuț. Apropo de parc și de... m-am interesat, din păcate, acea alee care implice de la Conan Prosite, de la Ocol, până în, la gară, este noastră. Dacă era noastră, sau... să vedem că, înțeles că Ocolul e întabulat din gară, în gară, un Ocol, direcția sede. Facem niște demersuri. Se deschidă linii finanțare pe drumuri, pe afiș și... Condiția principală de eligibilitate este un drum de acces la gară. Neavând decât un singur drum, drumul care l-am făcut, care este făcut, drumul la mare și nu putem să de loc, ne vom gândi la drumul ăla la aia. Dar se pare că e o soluție cu parcarea de spate. Deci o să facem asfaltul și până în parcare și de acolo să facem alei prin parc, pietonal, să dar mare atenție, ce am spus în ședința trecută cu drumul ăla. La drumul este al nostru. Ei l-au intabulat acum 3-4 ani, maxim. Deci nu au pus să ia drumul ăla. Din cauza drumului ăla s-au pierdut fondurile la Rosit. Că m-a interesat și eu ăla trebuia să fie ei aparținând, că a fost o condiție. Cert, el n-a fost întabulat la vremea aia și de-aia s-au pierdut fundul. Am luat niște tale. Ăla era drumul nostru, nu-i alor. Deci, clar, nu este așa. Drumul, acum de ce sunt drumul? Să te ajute. Este o dată consiliu dată de Daniel, când era primar, cred, în 96, dacă nu mă înșel, prin care s-a adoptat o hotărâre că se predă parcul către Ocol. Mai este o hotărâre din 1956, dată de către organele de partid, prin care Casa Rosetti, parcul, drumul, aferent tot, este cedat către, cum era atunci, Consiliul Local sau, mă rog, deci o să caute o mulțime și am să le aduc. Sunt. Ăsta sper că am niște copii pe ele și le aduc. Și ăsta o să vă ajute să puteți prelua. Da, drumul ăla ar fi important bine. Deci, parcul să iei mai mult demersul cu el, da. Păi dacă toți sunt bani, cum așa, la lucrați cum s-a zis, pe casă, nu-i important. Da, nu, deci, da. Nu mai mult.
Dar condiții 4 puncte e prioritară. Ca să fii sigur că mergi la punctaj, trebuie să iei drumul ăla. Altfel, nu prins proiectul, chiar nu la degeaba. Dacă m-au fost la proiectul ăsta, nu te legai de gara sau biserici, nu mai. E în regulă la care ești acolo să circulă, da? Da. Urmează asfaltarea, da. Păi, după... să tasezi un pic, să așezi, da, să... Da, chiar nu știu că o plecat, că... Chiar, mai simplu, mai durești și ne-am seacut? Nu. Declar și fiți închis.